Bună leu și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 16-22 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia leu cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei, lei o săptămână bună. În primul rând, mercur iese din retrogradare pe data de 18 ianuarie, iar asta înseamnă că se deschide pentru tine de acum încolo o perioadă în care se mai rezolvă acele neînțelegeri de la muncă. Se mai rezolvă acele drumuri pe care le ai de făcut și care mereu sunt blocate sau. Uh, Mereu spun eu vrei să pleci de la o anumită oră de acasă și până la urmă tot întârzi sau nu vine autobuzul sau prins blocaje. În sfârșit se mai rezolvă aceste probleme în general vorbind chiar relația cu colegii da se poate îmbunătăți iar lei care aveți o problemă de sănătate o să vedeți că ușor ușor se mai luminează lucrurile și vă simțiți mai bine. Sau chiar puteți să găsiți un diagnostic potrivit, puteți să găsiți un tratament potrivit, mult mai ușor. Apoi, tot pe 18, este un moment așa special pentru tine. Soarele, guvernatorul tău, face o conjuncție cu Pluton, tot din Capricorn. Ambii, da, pe casa 6. Treaba asta s-a mai întâmplat și anul trecut, dar de această dată este ceva mai diferit pentru tine, adică vezi că ai ocazia să închizi niște probleme foarte importante pentru tine. Unii posibil chiar să hotărâți să vă schimbați locul de muncă într-o altă țară, să vă reprofilați sau poate chiar uh, să vă aducă această conjuncție un moment uh, de deschidere, da, este un moment în care în sfârșit îți vine acea idee, în sfârșit spui gata, înseamnă că asta trebuie să fac, înseamnă că așa trebuie să abordezi lucrurile. E un moment bun, da, un moment bun în care, de ce nu, intuiția te-ar putea ajuta extraordinar de mult pe tine. Poate chiar ai curajul să pui capăt la ceva anume și să începi altceva nou, însă asta ar presupune să studiezi ceva sau ar presupune să Așa cum am spus, să ai o legătură mai profundă cu străinătatea, cu spiritualitatea, poate chiar vrei să te apuci să faci niște studii, pătărăști că lucrul respectiv îți place să-l faci și uh, mergi mai departe. Pe 20 soarele tot guvernatorul tău intră în vărsător și uh, se deschide pentru tine așa o perioadă în care se mai rezolvă niște probleme legate de relațiile tale. Te concentrezi mai mult pe relații, îți pot veni mulți clienți, vezi că ți se pune așa în față cam ca o oglindă în legătură cu clienții tăi sau în legătură cu persoanele cu care tu intri în contact. Se mai rezolvă și acele probleme începând cu 20 până la finalul lunii, fapt, adică de fapt până spre finalul lunii februarie, se rezolvă problemele legate de acte hârtii și documente sau chiar probleme care au legătură cu justiția, da? un proces, spre exemplu. Bun. Lei care sunteți născuți prin primele zile, da? vedeți că apar tensiuni în această săptămână pe relații. Mai avem o lună nouă, tot învărsător, tot pe casa a șaptea pentru tine, care să știi că reprezintă o oportunitate să semnezi un contract nou, să cunoști o nouă persoană, dacă ești un leu singur sau dacă ești un leu într-o relație, în sfârșit. Uh, Poți să iei acea decizie, da împreună cu persoana iubită, să vă mutați împreună, să faceți un drum împreună sau uh, în sfârșit uh, ai curajul să negociezi uh, poate anumite lucruri, mai ales lei care aveți probleme în casă, în familie, acum se pot clarifica, însă. Toată povestea începe acum pe 21 ianuarie sau în jurul acelei date și continuă, da, uh, jumătate de an. Deci, dragi lei, toate bune și frumoase. Hai să vedem mai departe și arhanghelii ce îți transmit, ce trebuie tu să știi uh, pentru această săptămână. Să vedem, dragii mei, lei, ce trebuie voi să știți. Mesajul pentru tine este comuniunea sublimă cu natura. Numerele importante sunt 5, 4, 9 și 54 în această săptămână. Culorile importante, în primul rând culoarea verde, deci culoarea ceacrei 4, este vorba despre iubirea față de tine, iubirea față de ceilalți și despre conexiunea aceasta puternică între cer și pământ. Așa simt să-ți transmit. Uh, mai ai culoarea uh, galben sau chiar auriu, o legătură cu un vărsător foarte puternic pentru unii lei, nu pentru toți Și mai avem culoarea albastru, deci comunicarea Vezi că treaba asta cu comunicarea stă foarte bine pentru tine în această săptămână Și este chiar un noroc pentru tine să comunici, să spui ce te deranjează sau să spui ceea ce îți place Arhanghelul Ariel este cel care îți oferă un dar, un cadou și îți transmite în felul următor. Te ajut să intri în comuniune cu misterele naturii, cu spiritele sale benefic, inspiratoare și cu energiile tale profund regenerante, vindecătoare și echilibrante. Simt să-ți transmit aici că dacă ești într-un impas, deci dacă te afli într-o situație dificilă, este foarte important să te conectezi cu natura, să mergi într-un parc, să te plimbi, să stai în aer liber. Dacă ai posibilitatea, știu eu, chiar să mergi în natură, să stai acolo, să te plimbi, prin pădure sau știu eu, printr-un loc amenajat. Da? Depinde de fiecare. O săptămână în care. Se vindecă ceva, dar cumva într-un mod natural pentru tine. Să vedem în continuare, dragi Lei, și tarotul ce vrea să spună. Să vedem puțin relațiile voastre în această săptămână. Ce faceți voi? La baza pachetului avem 3 de băte, un drum scurt pe care îl vei face în această săptămână și care, atenție, are un rol foarte important pentru tine, dacă te afli într un impas, într o așteptare mare, într un blocaj. Ei, aceste lucruri încep să se termine începând cu această săptămână. Uh, unii lei chiar văd că sunteți dispuși să studiați ceva sau analizați ceva în legătură cu o persoană care se află într-o altă țară sau într-un alt oraș. Sau studiezi foarte mult ideea aceasta de a face un drum sau de a te muta. E ca și cum ai fi așa singur într-un loc nou, într-un oraș nou, undeva anume, sau într-o situație nouă, în general vorbind. Și uite, trebuie să analizezi lucrurile, trebuie să le studiezi. Prima carte, patru de băte, o bucurie pentru tine, poate să reprezinte o zi de naștere a unei persoane dragi ție și asta te bucură, te ajută. Dar cartea poate să vorbească și despre acel moment în care uh, faci ca o petrecere da? sau ca o, uh, ca o întâlnire specială, deci apare o bucurie pentru tine, este ca o zi de sărbătoare. În mintea ta, magicianul, se pare că ai suficientă încredere în tine în această săptămână și chiar ai toate uneltele necesare pentru a face ceea ce tu îți dorești. Magicianul, în schimb, vorbește și despre o persoană care manipulează, așa că atenție la așa ceva. În inima ta, nouă de cupe, o bucurie mare în plan personal, o eliberare, Poate să reprezinte o bucurie legată de un copil, de persoana iubită, de familia ta, de un prieten. La baza manifestărilor tale, arcana majoră îndrăgostiții, o legătură puternică, văd aici cu Zodia Gemeni, iar asta înseamnă că este o săptămână în care tu vei avea de luat niște decizii foarte importante, dar văd și pe cineva care îți captează atenția, cineva care te atrage. Poate să fie persoana iubită sau, așa cum am spus, leii care sunteți singuri, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva. În continuare, doi de băte avem aici, o legătură puternică văd cu o persoană care se află la distanță de tine sau ai legătură cu cineva care se află într-un blocaj, într-un blocaj destul de mare. Da? Sau cineva care îți propune uh, ceva pe un termen lung și foarte lung. Apoi, patru de spade avem aici: patru de spade care îmi spune mie despre faptul că în familia ta sau în viața ta privată este cineva care ori se află într-un concediu, ori este o persoană care are de luat o decizie și nu știe ce să facă, o decizie în legătură cu tine sau văd aici pe cineva care stă, așteaptă, analizează o situație, dar vezi că multe lucruri depind doar de tine în această perioadă, cel puțin. Felul în care tu vei acționa, felul în care tu te vei folosi de aceste oportunități, de aceste unelte, adică un talent pe care îl ai, o diplomă, o reputația pe care o ai oamenii din jurul tău, la asta mă refer aici, deci felul în care tu vei ști să te folosești de aceste lucruri te va ajuta extraordinar de mult. Apoi asul de monede foarte frumos dragi lei, apare acel element care lipsea da și atunci e clar că te simți invincibil. Poate să apară o nouă ofertă de muncă, o nouă persoană, un nou coleg la muncă, da, dar vor repet pentru lei singuri fiți atenți că există mari șanse să apară cineva ți se oferă o șansă ți se oferă acea siguranță de care tu ai nevoie. Este cineva care așteaptă neîncetat, cineva care ține la tine, care te respectă și care este dispus aici să aștepte. Dragii mei lei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Și dacă dorești te aștept cu drag și în comunitatea acestui canal, ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului pentru cei care doriți o analiză cu mai multe detalii. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și te invit și la previziunile zilnice pe zodii, dar și la previziunile pentru luna ianuarie dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă în care să iei decizii cât mai înțelepte.